fac bine, mă bucur de vară, de soare, de prieteni, de distracție, de viața asta de casnică. De casnică? Păi nu, acum sunt casnică. Cum e să fii casnică? Cum e viața? Tot timpul m-am întrebat, am vrut să întreb pe oameni, eu făcând la rândul meu televiziune, cum e când te lași de televiziune? Cum e viața după televiziune? Ei, eu m-am mai lăsat și știu, adică știam. Bine, atunci a fost altceva, dar este foarte bine, pentru că am mai mult timp pentru familie, pentru prieteni, pentru viața personală. Deci, practic, ce faci acum tu zi de zi? Ce vreau eu? Ce vreau eu? Înainte nu făceai ce... trece prin cap. Înainte nu făceai ce voiai tu? E, da, într-un fel sau altul eram, vă dai seama, limitată de muncă, știi? Mă alergam după haine, după una alta, ba la coafor, ba, știi? Și nu prea aveam timp, dar acum exact am timp să fac ce vreau. Merg cu fetele la piscină, cu prietenele, facem, ne plimbăm. Și așa îți vezi viața de acum încolo? Da. Sincer, da. Ne făcând nimic? Ei, las că o să fac eu, toate la timpul lor, știi? Dar planurile nu se mai spun, pentru că odată spuse se spulberă, nu știi? Că dacă le spui și știe lumea, atrage energiile. Una vida ganaste la ruleta con tu movimiento ves, ves, otra vez, ves, ves. Ți-e dor de dans, ți-e dor de echipă? Ți-e... Dai seama că mi-e dor de ei și îi iubesc și îi respect în continuare, dar na, acum pot să zic că sunt mai bine așa, na, pentru da? Mine, da. Deci a fost greu să iei această decizie? Da, normal că mi-a fost greu, pentru că, na, totuși nu este ceva ușor, nu să-ți schimbi viața așa, dar așa sunt eu, așa am fost întotdeauna, știi? Radical, așa. Dintr-o dată ca... Da, mi se pune pata și gata. În legătură cu schimbarea ta la față, ca să o numesc așa, da. Au fost, am înțeles, tot felul de păreri împărțite. Ba că ești mai frumoasă acum, ba că erai mai frumoasă înainte, ba că te-ai schimbat prea mult și parcă nu mai ești tu. Tot eu sunt. Dar te simți schimbată? Te simți altfel? Mă simt mai bine, da. Mă simt mai bine, adică mă plac mai mult. Asta e cel mai important. De făcut copii, măritaj și așa mai departe. Orice femeie își dorește, nu? Normal că îmi doresc. Și copii și familie și un bărbat, logic. Cum să fie băiatul ăla care să-ți placă ție, să-ți ajungă ție la suflet? Nu știu, îți dai seama, asta nu știu, asta... Serios. Băiat serios. Mai există băieți serioși? Serios, că... să mai îmi dea și mie din doza lui de seriozitate, dar... Nu-ți dai seama, deocamdată nu am planuri sau ceva, doar că... Ești singura, adică... Nu. Da? Venga para ta, venga ta, venga ta, ha, venga para ta, venga ta, venga papa, ha. Uitați-vă cum arată! Păi te lasă să duc singură în vacanță! Normal, pentru că avem și noi credite la bancă! Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento.